Copilul se afla alături de mama și bunica sa pe un drum din satul Valea Copcii. La un moment dat, dintr-un tufiș a sărit șarpele care l-a mușcat pe copilul de numai 3 ani de mână. Se întorceau către casă și a fost mușcat, a sărit șarpele. Starea copilului este una bună și a fost transportat la spital pentru administrarea vaccinului antiviperin. Un copil de 3 ani care a fost mușcat în treimea distală a feței anterioare a brațului stâng de un șarpe. Starea generală bună a dus la UBU pentru efectuarea vaccinului antiviperin. Specialiștii spun că temperaturile neobișnuite ridicate au făcut ca reptilele să fie mai agresive. Această încălzire prematură poate fi unul dintre motivele pentru care au ieșit așa mai la vezeală. Sigur că, în general, șerpii nu stau în drumul cel mare, stau în general ascunși, însă depinde de fiecare specie în parte, depinde de speciile veninoase, de speciile neveninoase. Medicii spun că vaccinul trebuie administrat în primele 6 ore de la mușcătură. Efectul acestuia este acela de a împiedica șocul produs de veninul șarpelui.